Următorul program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului: comedie. Lasă tot ce faci, că vii cu mine. S-a întâmplat ceva, dragă? Da. Nu mai îmi place cum arăt. Nici mie. Mie nu mi se pare că tu vorbești serios. Ce să nu-ți placă, dragă, la fețișoara asta ta de îngeraș? Arăți teribil. De bine. Iauzi! Gelu, poate că sunt eu purie, dar nu sunt proastă și nici oarbă. Văd în oglindă că m-am umplut de riduri, uite. Și că Jules are șanse mai mari la Chris. Hai, dragă, că deja exagerez. Că nu te-ai umplut de nimic nou. Adică sunt tot ridurile tale vechi. Ridulețele tale de expresie, alea drăguțe, cu care m-ai cucerit tu pe mine. Mai taie din ele. De fapt, nu tu, ci plasticianul. Că de-aia mi-am făcut o programare la un salon de înfrumusețare și tu mă însoțești. Dar de ce eu? Că eu n-am riduri. Adică eu n-am nevoie de înfrumusețare. Adică eu n-am timp pentru că am treabă, că trebuie să mă întâlnesc cu un posibil sponsor și n-am cum să vin cu tine. Gelu, nu mă interesează agenda ta. Am zis că vii cu mine, vii! Felul în care arăt ar trebui să te preocupe și pe tine. Soția este oglinda soțului, nu? Da, așa că mișcă-ți fundul plin de bani, lui tăticu, și îndeplinește-ți îndatoririle de soț. Măcar pe astea sociale. Trimit-o pe Livia în locul tău la negociere. Sau ți-e frică să nu ți-o scârie careva? Ce-ai, dragă? Normal că o să o trimit pe Livia și nu mi-e frică să o zgârie nimeni, că chiar dacă se zgârie, Brav! Good boy! Haide! Băi! Ha. Cum să te pozezi aia alat pe trotuar, mă? Cât de inconștient să fii? Nu eu! Barmanul ăla zgârcit! Deci... eu i-am cerut politicos ultimul pahar gratis și el m-a luat și m-a aruncat în stradă și am căzut, că a fost brutal. Cum mă să nu dai ultima dușcă gratis unui musafir? Dar el nu, avarul. Avarul? Mi-a zis că-ți mai dăduse 3 gratis, dacă erai pe altă lume. Și apropo, avarul avea nasul spart, boule. Normal. De la ce? De la rugămințile tale politicoase. Păi, Chris... m-a costat 10.000 de euro să închid gura. Banii noștri de producție pe 2 ediții. Vă fii atent la mine. Acum sau în general? Păi, Chris, fii atent aici. Diseară ai emisiune. Live! Aș da. Dacă mai pui gura pe vreo pastilă, pe vreo dușcă sau tragi vreun praf, o să vezi și cealaltă parte a Liviei. Nu aia, mă! Au! Partea întunecată. Ți s-a stins lumina? Îmi pare rău. Băi, nu devia! Fără pastile, ne-am înțeles? Nu, cum? Dacă mi-apare o alergie? Măi, dacă nu iau pastile, o să mor! Tu vrei să mor, mă, Livia? Sincer? Acum da! În general, nu. Dacă te mai apucă vreo mâncărime de aia de-a ta, vreo stare, iei pastilele astea. Mulțumesc! Și mi le dai pe ale tale. Nu. Mi le dai pe ale tale. Nu. Au! Vrei să-i spun, mă, în timp de scandal? Nu! Mișcă la machiaj și dormi. Bine. Până te dregi. Bine, mă duc. Ai grijă! Bună, poți să te repezi 2 secunde, că avem ceva important de vorbit. Hai în bârlog. În bârlog? Noi doi? Dacă vrei să-mi spui ceva, îmi spui aici. Mi-e dor de tine de mor și cred că o să mor pe bune. Livia, trebuie să te duci în locul meu astăzi ca să te întâlnești cu un posibil sponsor, pentru că eu nu pot, că trebuie să ajung cu Iza la un salon de înfrumusețare, că se simte urâtă și trebuie să fiu alături. Doamne, simte așa de rău, am ajuns să-ți fac eu treaba, în timp ce tu te duci la spauri cu Pocitania? Dacă vede că sunt alături măcar câteva ore, poate mai șterg din suspiciunile ei paranoice ca am amantă. Absolut paranoice. Și știi de ce?
Pentru că tu nu mai ai amantă. Și m-am săturat să te scot din rahaturi. Refuz să fac asta. Dacă dau greș, să mai ai la mână că ți-am pierdut sponsorul? Prințesa mea, în primul rând, tu nu ai cum să dai greș, pentru că tu ești cea mai tare negociatoare ever. Chiar mai tare decât mine. Și în al doilea rând, să știi că mi-ai rupt inima cu ce mi-ai spus mai devreme. Să știi că eu nu pot trăi fără tine. O să mai ai pe conștiință. Salvează-mă, te rog eu. Salvează-mă. Bine, mă, milogule. Bine, dăm numărul. Măcar să nu mori așa, fără sponsor. N-am numărul de telefon, am doar adresa unde trebuie să ne întâlnim, pentru că ne-a contactat pe mail și ne-a invitat la tratative. E un misterios. Cred că vrea să spele niște bani. Foarte tare! Mă trimiți așa, în necunoscut. Dacă e vreun obsedat care vrea să mă violeze? Dacă e un obsedat, pe mine vrea să mă violeze, că pe mine m-a chemat. Deci e gay. Deci tu nu ești în pericol. Mm-hmm. Genu! Am zburat că vine cotoroanța. Îți sunt dator vândut, să știi că te iubesc. Ah. Da. Auzi, ia zi, înțelegi gluma asta? E foarte tare. Aha, bun, deci trebuie să o schimb. Ce? Băi, ziaristul lupește. Băi, ia ascultă-mă. Jur că nu era beat. A alunecat pe un ambalaj. Știu că e puțin probabil să se întâmple, dar se întâmplă. Mai uită-te și tu pe Discovery. Domniță, nu mai și muncesc pe aici. Poți să te duci să behăi în altă parte? Prefer să stau cu tine în staun. Îmi place cum rumegi. Da, da, da. Auzi, băi, nenică, scrie, bă, ce vrei, că și așa ai toi cititori. Și unui tactul. Alo, da. Nu, n-am uitat de hainele lui Chris, e tot în regulă? Cum să fiți în travaliu? Nu puteți să vă mai țineți măcar două ore până mă rezolvați? Te-aș fi rezolvat eu acum pe loc, dacă aveam permis de portare. Proastă zi v-ați ales să nașteți! Mă lăsați pe mine cu ochii în soare! Asta, eu o să mă duc la stilist, doamnă! Nu, nu, vă rog, nu, nu plângeți că-i faceți rău copilului! Uite o dată telefonul ăla că ți-l fac bucă! Vă sun eu mai târziu, baftă la contracții! Ai uitat să-ți iei pastilele azi? Nu l-am uitat! Ba da, adevărul că chiar am uitat. Da, nu de-aia sunt nervoasă! Sunt nervoasă că m-ai crizat cu flecărea la ta și nu pot să mă concentrez la ceea ce am descris, da? I-au ieșit niște poante mișto și trebuie să le strice urgent. Doamne ferește să nu râdă vreun telespectator! Ai mare, juniorule! Auzi, știi ce? Atunci puneți voi doi mâna și scrie secție pentru emisiunea de diseară, da? Ca eu nu sunt bătaia voastră de joc, mă lupțesc când terminați, dar la revedere! Nu mai pot, nu mai pot. Nu. M-am săturat, frate, nu mai suport. Toate problemele ajung inevitabil la mine. Simt că o să clachez cât de curând. Uite-te și tu la ăștia. Cum îi tună unuia și pune palma în pân și se cară. Și noi le facem treaba, mă. Păi ăștia suntem noi, Candy. Niște supereroi. Bună asta, dar nici mama lui Superman, dacă eram, nu reușeam să termin ce am de făcut astăzi. Trebuie să-i fac rost de haine lui Chris, de la stilist, că asta lui e cu copilul în vine, ai auzit? Trebuie să mă văd în locul celuțu cu un sponsor care stă la naiba în praznic. Și acum trebuie să scriu texte, pentru că nebuna a plecat. Deci ori mă clonez, ori leșin. Zi-mi ce pot să fac din astea. Adică nu să leșin sau să mă clonez. Te duci tu după hainele lui Chris, te rog? Poți să știu și eu ce faci? Îți miroseam parfumul, am impresia că l-am mai simțit undeva. Probabil se aplicație cu tronc. Știi, cu parfumurile e ca și cu muzica. Dacă îți place o piesă, ai impresia că o știi deja. Probabil. Revista Bârfei pe scurt. Izabela l-a luat pe sus pe Geluțu și au plecat la nu știu ce clinică. Geluțu a trimis-o pe Livia în locul lui să vorbească cu un sponsor. Livia s-a certat cu Raluca. Crisie Mahmur că a avut o noapte grea, ca de obicei. Iar eu... Tu ești în perfectă stare că te văd. Mulțumesc! Să mor eu, mami, dacă am băgat euri în mine astăzi. Da, cunosc regula. Pot să consum oricât și orice, numai să nu conțină euri. Da, da, cu regula asta în minte mă duc în fiecare noapte în club. Vrei să încetezi odată cu măta și să mă lași pe mine să mănânc asta în liniște? Fă-te lăule, închide odată! Nu pot! Mi-a zis că dacă închid brusc, nu mai face brușe și eu chiar vreau să mănânc brușe. Nu, te rog frumos, dă-mi telefon. Te rog eu frumos, de ce faci asta? Lasă-mă, măi, să-mi iau telefonul odată, te rog frumos! Aaaa!
Auzi, porcăria asta are euri? Doar 7. Cum? Aolo, simt că mai e alergia. Simt că mai e alergia. De? Da, mami. Nu, să știi că nu ți-am închis eu. Nu, s-a pierdut semnalul. Da. Stai puțin. Stai să iau ceva, că m-a luat alergia. Mhm. Și pe mine turbare. Mami. Nu. Mi-a șoptit o păsărică mai devreme că a fost un scandal în redacție la Viața cu Chris. Așa se lucrează televiziune, mă. Nu e scandal, e faliment. Știu, iubitule. Doar că echipa lui Gineritu și-a ficătii e cam pe arătură. Ne facem de râs. Plus că există premize ca situația să scape de sub control. Concret, ce vrei? Să-i supervizez. Dacă nu mă las apar pe sticlă, vreau măcar o funcție de conducere. Vreau să tremure toți când mă văd. Vreau să dau interviuri. Vreau să spun cum e să ai o muncă de răspundere. Nu pot, mă, să depun șefă peste fie mea. Și n-are logică. Bă, suntei săriți de pe fix. Dar fac treabă. Ești culmea. Au aruncat platoul în aer, au răpit și au torturat oamenii direct. Și ce dacă așa se face audiență, ce-ți pasă ție? Asta e bună. Auzi, ia-te-o. Uite, ia-te-o niște bănuți cu alea de la tătucă și du-te cu ei pe mol și distrează-te. Nu vreau. Tu vorbești serios? Chiar nu vrei? Chiar vrei să-ți bați căpșorul ăsta frumos cu tâmpenii? Și fie e grea, mă, ia de aici. E grea când e pe bune. Dar dacă-ți fac trepădu și treaba, sunt sigură că e mișto. Până una alta nu e cazul, înțelegi? Dacă exagerează și mă mai supără, poate, dar mai n-am motiv. Hai, fugi și distrează-te, ia-ți ceva frumos. Hai, mă, că mă ții din treabă, uite, mă bate negru. Ai plecat? Nu, că mă chinui la camera asta. Băi, pleacă acum că mă nenorocești. De-abia l-am găsit pe stilist rupește și dacă nu-l prins la atelier... Bine. Predau camera cuiva de la tehnic și plec imediat. Tu unde ești? La dracu? Virați ușor dreapta. Unde dreapta cu coană? Tu nu vezi că e fundătură? Virați ușor dreapta. Ești căpoasă? Tu nu vezi că e drum închis? Acum te-ai revenit? Virați ușor dreapta. Nu că ești căpoasă, mă. Unde stă neacaisă ăsta? Cine e? Ai ducul 7 cai frumoși? Ah, s-a retras în munți? Trebuie să trezie! Stai! Șefa, să trăiți, normal. Vino încoace. Ordonați. Ia ăștia și cinstiți-vă și voi cum se cuvine, că doar o dată în an e ziua grătarului. Ziua grătarului? Care e ziua grătarului? Șeful de seara avem direct, nu putem să... Păi dacă șeful a zis, îl refuzați pe șeful? Șeful, nu. Pe șeful nu, în niciun caz nu vrem să spălăm pe șeful. Că pastilele astea nu-și fac efectul. Băi, ești nebun? Eu i-am cerut calmante și vaca aia mi-a dat antihistaminice? Alea sunt ale mele pentru alergie. Mi l-a dat Lidia, adică mai devreme mi l-a dat. Păi eu de asta am luat. De-aia nu-și făceau efectul. Le-am luat pe dos. Hai să le luăm pe față. Vrei? Da, mă omoară Livia. Acum ți-e frică de Livia? Ba de măta, ba de Livia! Mamă, o dușcă e gratis! Cine refuză o dușcă gratisă? Bine. Ia și mie, ia. Camera mătii. Mamă, cât e ceasul? Hai mă, mergi odată. Ce faci cu aia? Bombă? Anarhie, să știi că de data asta te lasă, te detonezi. Mie nu mai tatuezi nimic, frate. Mamă, și mă fac pe mine, nebun. Ce aveți, fraților? Fac gogoși, poftim. Miroase a vanilie. Da, mă rog. Știi ceva de ăștia de la tehnic? Că i-am căutat și nu răspunde niciunul. Chiar așa am rămas singurul fraier pe plantație? Du-te și căută-i în garaj, că sunt toți acolo. Sărbătoresc cum se cuvine ziua internațională a grătarului.
ordin de la șeful. Și o internațională? Incredibil. Incredibil, eu nu văd capul de treabă și stau la șpriț, nu? Soldat Anarhie, am o misiune deosebit de importantă pentru tine. Ordonați. Eu o să fiu plecat pentru o vreme să rezolv ceva treburi. Tu o să rămâi aici să păzești platou până mă întorc eu sau până când vine Geluțu. Și de camera asta nu se atinge nimeni că e stricat. Ai înțeles? Da, să trăiți! Patrulează! Mergeți înainte! Ai, nu ciupi! Înaintea, mătii de proastă! Ce? Să nu ciupiți, că vă tai! Mergeți înainte! Unde înainte, Chiu? Unde înainte? Vezi tu înainte, dobitoacu! Auzi, mi-am adus aminte. Când eram mică, credeam că fericirea stă într-o gaură. Păi cam așa e, nu? Nu poate, că da. Credeam că fericirea e o pasăre sau ceva care are o vizuină. A? Ca o gaură de șobolan. Și dacă găsești gaura, așa? Găsești și fericirea. Una. Aole. Vorbeați ceva intim, deranjez? Vezi? Nu numai eu sunt porc obsedat, și ea e. Deși seamănă cu o bufniță. Deci vorbeam despre o gaură în care se află fericire. Raluca știe unde e. Corect. Raluca, ia vină puțin cu mine. Hai că pot să te ajut să găsești gaura aia. Mă duc. Te rog, după tine. Unde dracu te-ai dus? Că mă bucă spumele! Stai pe leacu, pe leacu, pe leacu! Dar nu te tai! Da! Că stai pe loc! Ce faci, mă? Bași tu ceva la găzdan? Lasă-mă că-mi treabă! M-a rugat Cătălin să-i iei pe camera asta care nu stă locului! Dar ce are? Are treci pe ea! Ia să văd! În acest moment, spiritele ne ascultă. Pe bune, nebune. Și ne vor ajuta să aruncăm o privire în viitor. Dar pentru asta trebuie mai întâi să cunoaștem trecutul. Din câte știu eu, ai avut o relație cu Geluțu, nu-i așa? Da, de mult! În preistorie! Atunci îmi plan numai cu fufe. Și acum? Cum? E fidel. Adică sunt sigură că are o relație doar cu Livia. Auzi, până la urmă, unde e gaura aia? Ajungem și la ea. Merg. Virați ușor stânga. Ușor stânga, bine. Ușor stânga, că n-au ușor stânga. Dreapta. Dreapta. De ce te târăști? De ce mă târăști? Caut gaura în care se află fericirea. Păi te ajut eu să o găsești, hai. Știi unde se află păsărica Ralucăi? Auzi? Dacă tu faci mișto de mine, eu nu-ți mai fac niciun masaj și nici nu te mai machiez vreodată, stai, da? Stai, frate, eu te supăr la pe mine, dar sunt ca o varză. Ce vrei să fac? Am luat niște pastile și am și băut peste mahmura de azi noapte. Cred că o să mă omoare Livia. Mă rog, acum dacă fac mișto de tine, nici măcar nu o să realizez de varză ce sunt. Fii atent, ce vreau eu să spun e important. Fii atent. Deci, Raluca are o gaură fericită în care se află o păsărică la fel de fericită. Și nu mai găsește firar dragi în ea. Dacă o găsesc eu, fii atent aici, firar dragi în ea mă bag acolo ca să nu mă mai găsească Livia, că mă omoare firar dragi în mine. Mai bine bea tu cafeaua asta. Nu, că mă fleșcă. Nu face crize, te rog. Am ajuns prea târziu și stilistul Pește plecase deja. Nu glumi cu mine! Nu sunt în cea mai bună stare! Mergeți ușor înainte! Merg!
Nu te panica că am intrat. Am vorbit cu paznicul și mi-a deschis. Problema e că nu știu ce haine să iau și nici ce măsură poartă Chris. Habar n-am, probează tu și ia ceva la ochi. Ia și ceva exotic să avem și emisiunea viitoare. Hai, pa! Mergeți ușor înainte. Merg! Auzi, dar ce te face să crezi că e cu Livia? Hai, mă! Ei nu se ajută, el o apără mereu. Tu n-ai văzut cum se uită unul la altul? Acum hai să găsim... Stai, că simt că mai trebuie o informație. Spune-mi, când ai fost tu cu Geluțu? Așa. Ați fost pe bune sau doar flirtați? Geluțu și flirta! Hai, mă! Geluțu pe sub hainele astea de producător, tot un țăran adevărat de la Pucheni rămâne. Nu știu eu să flirteze. E direct să ia sperie! Auzi? Ți-am zis cam multe. Ca să uiți. Până ai căzut? Camera... Ce? Nu atinge... Ați ajuns la destinație. Să mor tu? Ia mai uită-te dată în jur. E sigură că aici e? Mergeți înainte. Mhm. Destinația finală se întoarce! Nu vă întoarceți! Mergeți înainte! Merg! Hello, mister! Unde ești, Gaurica? Că nu ia asta aici! Mai fi și cu ăștia pe aici. Gaurica? Pregătiți pentru direct? Ce? Se întâmplă aici? Ai cam leșinat, domnișoară. Matematică? Ce ești, domnule? Am uitat să mă prezint. Sunt liberul cugetător Ioan Pop. Dar mi se spune Sandra Brown. Că sunt fan. Adică am citit tot ce a scris. Aoleu! Sunt cel mai mare admirator al dumneavoastră. Doar! Bă, voi sunteți viața mea, înțelegi? Viața mea! Uite, chiar mă și mir că cineva din emisiunea voastră, e aici la mine acasă. Aha. Păi, aveți TV aici? Ce avem? Televizor aveți? Ah, nu. N-aveți, dar sunteți fani. Super! Uite! Asta e? Ia uite! Asta e sponsorizarea mea! E strânsura mea! De o viață întreagă! Am pus de-n pensie! Eu dă-mi la trecătorilor ăsta! Bagă pe aici, nu prea trece nimeni! Pentru noi! Adică... am traversat munții... și oile și găinile pentru... Mulțumesc! Să nu pară că am deranjat degeaba! Virați ușor stânga! Lasă-mă că Sander te fac! Domnișoară, numai puțin! Dacă se poate! Un selfie! Mic! Ok! Țineți invers! Și n-are cameră! N-are, dar are și cât, adică... e niște treburi aici! Bă,
Bro? Bro? Bro! Ce, măi? Ce repede astea pe tine? Ce? Vei găsi în platou doi dintre cameramani leșinați lângă camera stricată. Stai calm, pot să-ți explic. S-au îmbătat ca niște reni, m-au atacat pe la spate și unul și altul, cu intenția clară să-mi subtilizeze camera. A trebuit să aplic forța, m-am luptat ca un leu. Dă-mă, ce dragi tine. Mamă, ce sexy! Vrei să te ajut? Am găsit gaura, păsărica fericii. Ia uite-o, fratele meu. Hai sus, 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 sus. Du-o pe asta undeva să se odihnească. Cât mai avem până la direct? Jumătate de oră. Caut-o pe Becky. Mă, unde sunt ăștia toți? Aparnăm! Mișcă! Camera curentează. Curentează? Cam... Becky, ești gata? Nu sunt. Păi hai, mă, fata, că intrăm în direct în 20 de minute. Poftim? Anarhie, scoate-mă de aici! Cu ce? Că n-am cheie! Păi nici eu n-am cheie! Ah, și mă doare și capul! Baby, stai liniștită! Te salvează băiatul! Aha. Știam eu că o să am nevoie... premoniție! Dă-te la o parte din dreptul ușii! De ce nu ești gata? Sunt aproape gata, mai am doar un ghile de făcut și gata. De ei mă ocup chiar acum, tu nu vezi? Ține mă, Doamne, să prind măcar ziua de mâine. Asta ce mai e? Eu ce texte bag? Habar n-am. Ce s-a auzit mai devreme? Ce s-a auzit? Nu s-a auzit... O mică explozie! Am detonat ușa de la garderobă. S-o scop pe Becky, că eram cu ea acolo. Bă, mai avem 5 minute! Cum? Ce-ai, mă? Sunt ok, nu? Aici... găura... Ce cauți? Te pot ajuta? Știi tu unde e gaura? Unde stă fericirea? Cred că da. Wow! Mă duci? Bună seara, bună seara, doamnelor și domnilor! În această ediție, gazda emisiunii și colegul meu, Chris, vă va face o surpriză de proporții. Își va încerca în direct talentele de ventriloc. Chris, ești pregătit? Mai pregătit ca niciodată. Wow, ce talent uimitor a reprezentatorul nostru. Cu așa ceva te naști, nu dobândești. Începem cu o știre bombă! Acolo, chiar în spatele lor. Iată că ni se alătură și Raluca, textiera noastră, care crede că... La noi în platou există un portal secret care ne va teleporta pe o altă planetă. Planeta lui Edmund din Interstellar. Am găsit! Am găsit! E o gaură de șobolan în platou. Adică de vierme, vrea să zică. E o gaură neagră. Bravo! Suntem salvați! Acum, dacă vrem să călătorim în altă galaxie, ne va fi mult mai ușor! Publicitate și revenim! Publicitate! Ah!
așa, șef. Să trăiți. Dacă ne-ai chemat la 5 dimineața, e clar. Nici nu mă interesează ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat. Bă, n-am văzut în viața mea așa ceva. Bă, ați surclasat spitalul nou, băi. Ce să mai fac, mă, cu voi? N-am decât să vă vând la Cartoon Network. Dar nici ea nu vă ia. Asta e, Ursache. Mm. E clar că nu sunt responsabil. Ce spui tu acolo, băiunțule? Ce spui tu? Băi! Ați fost senzațional, bă! Ținem titlurile, prima pagină, fii atent, în 4 ziare de scandal! Toată lumea vorbește, ciripește, sunt nevăpusele tuturor! Cea mai ciudată, nebună, nonconformistă și inspirată echipă! Bă, bravo, bă, bravo, înțelegi? Totuși... Va trebui să pedepsesc pe cei care nu s-au ocupat de bunul mers. În genunchiu? Tu cumva, puiule? Da, tată, șeful. Șeful, știți, eu. Eu m-am bazat pe... Mă! Eu sunt vinovat, că... Șeful, avem și un mic sponsor. Mic, da! Cocoșii! El, te ajut eu să o găsești. Adică tu știi unde se află Găurica Aralucăi? Auzi, dacă faci... Sărica, mă! Ah, păi te ajut eu să o găsești. Raluca are edemică, o fericită păsărică. Nu mai râde, mă!